centura Brașov, o secțiune din acest proiect este gata, sau este aproape gata, dar drumul nu a fost încă deschis circulației. De ce? Lucrările, cum am spus, sunt aproape gata. În cursul acestei săptămâni va fi comisia de prerecepție, va evalua cantitativ și calitativ această lucrare. Dacă lucrurile, să spun, sunt corecte, săptămâna viitoare se poate organiza recepția și pe 18 noiembrie să dăm drumul la trafic acolo. Deci, practic, într-o săptămână și puțin vorbim de trafic deschis pe această săptămână. În 10 zile. Dar de ce această problemă cu auditul de siguranță rutieră pe acel sector? De ce? Unde va da peste cap planul? Sau? Orice proiect trebuie să aibă acest audit de siguranță rutieră, care are mai multe etape. Una dintre etape este a se realiza acest audit de siguranță rutieră înaintea procesului verbal, înaintea recepției la terminarea lucrărilor. Va fi dedicat un auditor, va realiza auditul și, ținând cont că proiectul a fost auditat deja și a fost aprobat, nu ne așteptăm să avem probleme.